dați o găleagă aici, nu? Nu mai e? Nu mai e. Este lichidul. Nu, dar ăla e cu mare. Ăla e cu mare. Ei, discutăm, fiecare cu care putem, n-ai ce face, asta e treaba. Deci, le vin cu motorine, mă, nu, condiții zero. Nici urtii nu mai e. Dai, mănuși. Da, mănuși sunt, mănuși sunt. Aveți o mașină pentru transport persoane sau transport marfă? Transport persoane este mașină. După dublarea prețului la benzină și la motorină, ce s-a mai scumpit? Ajunge acasă zero. Ce s-a mai scumpit? S-a scumpit și uleiul, s-a scumpit și cauciucul. Mă refer la mașină. Asigurare? Asigurare, ITP-ul, întreținere, tot. Câți litri ați alimentat astăzi? Ai treabă la ea. Astăzi am alimentat cam 4 litri jumătate am pus. În cât timp? De curs de 3 ore. 4 litri jumătate am pus, da. 4 litri jumătate. Și acum cred că o să mai pun de 2 lei. Cred că o să mai pun de 2 lei. De ce doar la benzinăria asta sau luați și veți merge și la altele? O să mergem și la altele. Domnule, de cât puneți dumneavoastră? De cât puneți? De la 46 de bani. 46 de bani pune și domnul. 46 de bani. Asta înseamnă 0,07. Nu, că am și eu, am pus și eu astăzi de 46 de bani și uite-o lea cât îți spune. Am plătit cu cardul, știi? 0,46 de bani îți spune 0,07 de 7 grame. De 46 de bani, o picătură, deci nici nu miros. E ca parfumul. Da, e de aici, uite. Aia de la curat nu-mi da. Ia să-i spune. Îl dai înapoi, da? Nu avem vedea, poate ajunge până la încărcare și după aia nu se alimentă. Doar astăzi? Poate? Doar astăzi? Și mâine, și poi mâine. Ia. Săraci, nu mai au văzut, nu scând lichetul de papier, să curățăm și noi papierul.